Deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Cartea Exodul, capitolul 17, pagina 78, din traducerea Cornilescu. Exodus chapter 17, starting with verse 1. Unde cuvântul Domnului spune așa. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. I-au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo, chinuit de sete, și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, adică ispită și ceartă. Căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru harul lui din această dimineață, pentru îndemnurile de la timpul de rugăciune, pentru mesajul adus prin fratele Jason, pentru mesajul care l-am primit prin cântarea de la worship, prin cântarea de la cor. Îi mulțumim Domnului pentru harul lui și pentru că și astăzi ne vorbește. Acum noi, în viața noastră de zi cu zi, avem de întâmpinat multe. Sunt momente de glorie, sunt momente de victorie, sunt momente unde trăim biruințe extraordinare cu Domnul, vedem mâna Domnului în viața noastră și ne bucurăm de astfel de momente. Însă viața nu sunt doar momente de glorie și de victorie. Trecem prin necazuri, prin suferințe, prin circumstanțe grele, prin zile de jale. Și prin toate aceste momente din viața noastră, bune, mai puțin bune, rele. În toate momentele acestea, fiecare din noi lăsăm în urmă un testimoniu, o mărturie, prin trăirea noastră, prin reacția noastră, prin deciziile noastre. Și am intitulat mesajul meu în această dimineață, Împrospătare sau ispită și ceartă. Găsim pe poporul Israel în textul acesta care l-am citit, erau la 6 săptămâni după ce au trecut prin Marea Roșie pe uscat. Oamenii aceștia care au văzut mâna lui Dumnezeu, au trecut marea pe partea cealaltă, au văzut cum marea a venit peste Faraon și toată oastea lui și peste carele lui și au trăit momente de glorie. Au făcut, au compus cântări, au bătut din tamburine, au jucat înaintea Domnului. A fost un moment extraordinar. La puțină vreme ajung la Mara. Ajung acolo, cred că au să aibă apă proaspătă, când acolo apa e amară și au început să cârtească. Domnul dă o mare biruință, arată lui Moise un lemn, să arunce lemnul acela în apă, apa s-a făcut dulce. Și poporul pornește din nou la drum, și ajunge la locul acesta. Știți, este atât de ușor să citim istoria poporului Israel
Și când ne uităm la ei, țin minte ca și copil și tânăr, citind aceste pasaje și mă gândeam, Doamne, dar de ce au reacționat în felul acesta? N-au văzut mâna ta, n-au văzut minunile tale. Și este așa de ușor să ne uităm la ei și într-un fel să-i judecăm. Dar, fraților, noi ne identificăm cu poporul Israel mai mult decât ne dăm seama. Mai înțelept ar fi să ne uităm la ei și când ne uităm la ei să ne vedem pe noi. Pentru că istoria de cele mai multe ori se repetă. Știți ce spun oamenii? Este un proverb în lume. The one thing that we learn from history is that we don't learn anything from history. Un lucru care îl învățăm din istorie este că oamenii nu învață nimic din istorie. Și tragedia este ca credincioșii să nu învețe nimic din istoria poporului Israel. Primul punct al mesajului meu din această dimineață este că ascultarea nu ne scutește de necazuri. Ascultarea de Dumnezeu nu ne scutește pe niciunul din noi de necazuri. Spune cuvântul Domnului, versetul 1. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă. Găsim aici pe Israel ajuns la Refidim nu din pricina neascultării, ci din pricina ascultării, că l-au ascultat pe Domnul. Refidim, numele acesta, știți ce înseamnă? Împrospătare. Refreshment. Și Domnul, în alte cuvinte, îi spune lui Israel, am să vă conduc spre o împrospătare, spre o înviorare. Și aceasta era așteptarea lor. Și nu se întâmplă exact așa în viața noastră. Intrăm în apa botezului, Domnul face minuni pentru noi, ne bucurăm așa de mult că Domnul ne-a iertat, începe Domnul să ne conducă în viața noastră și noi ne așteptăm ca Domnul să ne ducă la împrospătare. Nu pentru că Domnul are daruri bune pentru copiii lui, facem adunări generale, facem planuri pentru viitor, Domnul ne vorbește, ne ghidează și noi ne așteptăm, lucrurile să meargă extraordinar. Și Domnul ne conduce și... În loc să ajungem la împrospătare, ajungem la ceva diferit și în ascultare de Domnul. Așteptarea poporului Israel, atunci când au ajuns la Refidim, a fost aceasta, să aibă de la Domnul împrospătare. Și acum, imaginați-vă dezamăgirea lor când ajung în acel loc și nu găsesc ceea ce era promis. Nu? Am spune noi, false advertising. Spunem că vii la Domnul, Domnul îți dea o viață de victorie, de biruință și când colo în viață noi dăm de probleme, de necazuri și ne gândim, wait a second, is this false advertising? Face Domnul ceea ce promite sau nu? Israel era acolo ca rezultat al ascultării de Dumnezeu. Nu era o greșeală de navigație. Dumnezeu i-a condus acolo, era prezent Domnul în norul acela care îi conducea zilnic, în stâlpul de foc care dădea căldură și lumină noaptea. Și același lucru se întâmplă în viața noastră. Acum adevărul este, sunt lucruri în viața noastră, ajungem la locuri de necaz din cauza noastră. Decizii neinspirate, neascultare de Dumnezeu, neascultare de părinți, neascultare de lider, neascultare de cuvânt, încăpățânare personală și avem consecințe, dar ce se întâmplă când ajungem la circumstanțe și la situații dificile ca rezultat al ascultării? Ce faci atunci când ajungi la Refidim, la un loc de acesta de încercare și nu găsești împrospătare, ci găsești necaz, strâmtorare, uscăciune? Ce faci atunci când îți educi copiii în calea Domnului, îi aduci la biserică, îi implici și te aștepți să vezi anumite lucruri în viața lor și când colo găsești altceva? Intri într-o căsnicie, dai absolut tot, îl slujești pe Dumnezeu, îți faci datoria de soț și dai de dificultăți. Slujești la biserică, vii, îți dai tot efortul, dai din finanțele tale, te sacrifici.
și dai de momente care nu-s după așteptările care le-ai avut. Imaginați-vă pe poporul Israel, au venit călăuziți de Domnul la un loc, li s-au terminat toate sursele de apă și se uită de jur împrejur. And as far as the eye could see, there was no water. Nu era nici o șansă de scăpare. Vedeau moartea cu ochii. Ce faci când ajungi la un loc unde cu ochii aceștia firești, cu mintea ta, te urci de jur în jur, împrejur și nu vezi nici o scăpare? Și te întreb, dar eu am ascultat de Domnul, de ce am ajuns aici? În momentele acelea, Israel a păcătuit din nou. Poporul Israel a păcătuit în primul rând pentru că au nesocotit prezența și implicarea Domnului în călăuzirea care au avut-o. El a condus acolo. Fraților, când ajungem la momente din acestea de criză, primul pecat pe care îl facem este că nesocotim călăuzirea și prezența Domnului în viața noastră. Cuvântul Domnului ne spune, Domnul Iisus ne-a spus, nu vă voi lăsa singur când? Niciodată! Nu există moment în viața ta care Dumnezeu să te lase singur. Dacă nu suntem, dacă nu dăm preț pe prezența lui Dumnezeu în viața noastră, în felul acesta păcătuim. De ce i-a condus Domnul la locul acesta? Well, putem să aflăm răspunsul chiar din numele Lui, Jehova. Înseamnă Dumnezeul revelației și eliberării. Dumnezeu vroia să li se reveleze din nou la Refidim, ca și eu sunt. Atunci când Moise a fost chemat de Dumnezeu să se ducă în Egipt, să izbăvească, să scoată pe copiii lui Israel și a întrebat, care este numele tău? Domnul a spus, eu sunt. Eu sunt ce? Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt răspunsul la problema ta. La problema din familia ta, eu sunt răspunsul. La problema bolii tale, eu sunt răspunsul. La problema financiară, eu sunt răspunsul. Un infinit număr de probleme, Domnul spune, no problem, eu sunt. Eu sunt rezolvarea, eu sunt răspunsul, eu sunt soluția. Și Domnul vroia să li se reveleze din nou ca și eu sunt, într-un mod practic. Dumnezeu a vrut să-i ducă la Refidim ca să-i testeze. Dar de ce ne testează Domnul pe noi? De ce duce pe Israel la locul de testare? Dumnezeu știe cuvântul înainte ca să îmi iasă pe gură. Știe de ce suntem făcuți. De ce ne duce Domnul la un loc de testare? Problema este nu că Domnul nu știe cine suntem noi. Știți care este problema? Noi nu știm cine suntem noi. La momente de biruință, atunci când se desparte marea, când coboară mană din cer, când Domnul face și minuni, declarăm credincioșie lui Dumnezeu, declarăm că noi o să fim pentru Domnul toată viața noastră. Spunem că noi suntem gata să murim pentru Domnul, să ne jertfim pentru El. Și Domnul ne duce la un loc unde trebuie să dovedim lucrul acesta. Nu pentru că El nu știe cum o să reacționăm noi. Noi nu știm cum o să reacționăm. Știți care era problema? Israel încă nu era convins de care erau intențiile lui Dumnezeu pentru ei. Nu erau convinși că Domnul îi iubește cu adevărat. Nu erau convinși că Domnul are toate sursele pregătite. Și în al doilea rând, ei jurau credincioșie lui Dumnezeu, dar în realitate, când au fost testați, n-a fost așa cum a crezut. Fraților, ne conduce Domnul la momente de testare. Și în momentele de testare, cei care o să fie surprinși de reacția noastră o să fim noi. Gândiți-vă la cea mai grea încercare din viața dumneavoastră. Vă întreb, v-a venit cumva întrebări în cap să vă întrebați, dar mă mai iubește Domnul? Oare de ce m-a dus Domnul aici? Ca să mă pedepsească? Să murim aici noi și copiii noștri? Și punem sub semnul întrebării intențiile lui Dumnezeu, caracterul lui, dragostea lui pentru noi. Ne conduce Domnul la un loc de testare să vedem ce este în noi. Domnul i-a condus
pe poporul Israel la Refidim, pentru că a vrut din nou să-și proslăvească numele, dovedindu-și puterea, provizia lui, ceea ce face el pentru copiii lui. Știți că Domnul ne trece prin anumite circumstanțe, de boală, de criză, ca în acele momente să ne dovedească din nou cât de mare este El, să-și proslăvească numele prin situația prin care trecem noi. Dumnezeu are în planul Lui pentru fiecare din noi câte o poposire la Refidim. La un loc din acesta unde ne uităm de jur împrejur și cât vedem cu ochii, nu vedem nicio rezolvare, nu vedem nicio sursă de rezolvare. Și în momentele acelea, noi suntem testați. Ca să vedem cine suntem noi. În al doilea rând, să nu ceri de la oameni ceea ce numai Dumnezeu poate să-ți dea. În momentele de criză, în momentele când nu este nicio scăpare, să nu ceri de la oameni ceea ce doar Dumnezeu poate să îți dea. În acele momente de criză, Israel, în loc să se uite la Dumnezeu, s-a uitat la Moise și a cerut de la Moise ceea ce doar Dumnezeu poate să dea. Versetul 2. Atunci, când au ajuns la circumstanța aceasta de imposibilitate din punct de vedere omenesc, spune, atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis lui Moise, dă-ne apă să bem. Dar de unde să vă dea Moise apă ca să beți? Observați, ochii poporului nu erau pe Dumnezeu, era pe un om. Au început să-l vadă pe Moise ca un făcător de minuni, în loc să-l vadă pe Moise doar un instrument în mâna lui Dumnezeu. Și poate credeți că asta a fost problema poporului Israel. Fraților, aceasta este tendința noastră. La circumstanțe, la probleme, mulți oameni, în loc să se uite la Dumnezeu, încep să se uite în jur la oameni. Păstorul bisericii, mare evanghelist, cineva prin care a făcut Domnul semne și minuni. Mi-aduc aminte, eram în Modesto. Și pentru prima dată a venit fratele Puiu, fratele acela orb din România, în Modesto. S-a umplut biserica. Nu mai erau locuri. Dar de unde au venit? Eram de ani de zile acolo. N-am știut că atâția români sunt în acea zonă. De ce? Se uitau la un om pentru răspuns, fraților. Acesta este adevărul. Fraților, oamenii lui Dumnezeu, evangheliștii, prorocii, păstorii, îi mulțumim Domnului pentru ei. Dar dacă noi ne uităm la oameni ca și făcători de minuni, we're missing the point completely. Speranța noastră nu este la oameni. Speranța noastră trebuie să fie la Dumnezeu. Răspunsul nostru este într-un singur loc, la Domnul. Și pe Domnul nu poate să ni-l ia nimeni niciodată. Oamenii ne dezamăgesc, Dumnezeu niciodată. Oamenii se căsătoresc, crezând am să găsesc împlinire în oameni. Din nou se uită la oameni. Căsnicia este foarte frumoasă, dacă aștepți ca să ai împlinire, ca celălalt să te împlinească pe tine, nu o să fii împlinit niciodată. Oamenii, copiii, sunt obișnuiți să se uite la părinți, părinții să fac totul pentru ei. Vine un moment când părinții nu o să mai poți să facă totul pentru tine și o să rămâi dezamăgiți. Părinți care vor să-și afle împlinirea în viață, prin viața copiilor lor. Și permiteți-mi să vă spun, copiii dumneavoastră au să vă dezamăgească. Cuvântul Domnului vrea să ne spună că atunci când noi ne uităm la oameni, avem încredere în oameni pentru rezolvare, când așteptăm de la oameni ceea ce doar Dumnezeu poate să dea, lucrul acesta aduce un blestem în viața noastră. Am să citesc un pasaj care eu l-am mai citit aici. Este din Ieremia, capitolul 17, cu versetul 5, unde cuvântul Domnului spune așa, așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care ce face? Se încrede în om, care se sprijină pe un muritor, pentru că astfel își abate inima de la Domnul. Căci este ca un nenorocit în pustiu și nu vede venind fericirea, locuiește în locurile arse ale pustiului, într-un pământ sărat și fără locuitori. Poporul Israel s-a uitat la Moise, s-au ales cu un blestem.
Toți în afară de doi au murit în pustiu. Cred că toți care suntem aici vrem ca să intrăm în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Care de aici vrea să moară în pustiu? Și cuvântul Domnului ne cheamă să ne întoarcem privirile spre Domnul, pentru că momentul în care noi ne întoarcem privirile spre Domnul este momentul în care noi ne întoarcem spre binecuvântare. Continuă Ieremia 17 cu versetul 7. Și pronunță o binecuvântare. Spune, binecuvântat să fie omul care ce face? Se încrede în Domnul și a cărui nădejde, speranță, este Domnul. Căci un astfel de om este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Un astfel de om nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Fraților, mă rog ca Domnul să ne dea la toți înțelepciune și tărie, să ne întoarcem privirile de la oameni și să ne întoarcem privirile spre Dumnezeu, care este sursa tuturor binecuvântărilor. Să dea Domnul ca fiecare suflet și Biserica Emanuel să fie binecuvântată. Pentru că noi nu ne uităm la oameni, nu ne uităm la păstorii bisericii, la comitetul bisericii, la liderii din biserică, slavă Domnului pentru ei. Noi ne îndreptăm privirile spre Domnul, de acolo vine binecuvântarea, pentru noi, pentru familiile noastre și pentru biserica noastră. În al treilea rând, rugăciunea cu credință este cheia biruinței. Sau cheia biruinței este rugăciunea cu credință, cum vreți. Care este reacția care o dorește Dumnezeu de la noi în momentele de criză? Când vin momentele acelea care nu și le dorește nimeni, care nu se vede nici o rezolvare în nicio altă direcție. Reacția care o vrea Domnul de la noi este reacția care a avut-o Moise într-o situație de criză. Moise, în cazul acesta, era la câteva momente ca să fie împroșcat cu pietre. Când the rubber meets the road, când ajungi la momentul acela când decizia care o faci este o decizie decisivă, your life is on the line. Moise când a ajuns la momentul când știa în câteva momente urmea să aibă o moarte dureroasă, să te pomenești cu sute și mii de pietre aruncate înspre tine, atunci nu mai ai timp de nimic, trebuie să faci ceea ce trebuie să faci. Care este reacția lui Moise? Spune, poporul, în versetul 3, stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre. Reacția lui Moise. Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și o să mă ucidă cu pietre. Moise, acest om al lui Dumnezeu, a cunoscut sursa rezolvării pentru problema lui. El îl cunoștea pe Eu Sunt, îl cunoștea pe Dumnezeu, îl cunoștea pe Jehova, care este Dumnezeul revelației, Dumnezeul eliberării. Moise avea o relație strânsă cu Domnul, îl cunoștea pe Domnul, petrecea timp în rugăciune, împărtășie cu Dumnezeu în fiecare zi. Și în acele momente de criză el știa, singura soluție este să îngenunchezi și să te rogi lui Dumnezeu. Nu a chemat un meeting. Haideți să adunăm pe toți liderii, să stăm de vorbă. Să facem un vot, să vedem care este cea mai bună soluție. Haideți să promitem oamenilor, haideți să facem o sărbătoare. No! În momentul acela s-a uitat la Domnul și a venit la Domnul în rugăciune. Și Moise a primit răspuns pentru că a reacționat corect, pentru că rugăciunea îl onorează pe Dumnezeu. Imaginați-vă dacă în viața noastră, în momentele de criză, în loc de murmurare, în loc să luăm telefonul și să-mi dăm vina pe cutare, vina cutare, vină cutare, în grupurile noastre să ne adunăm și să-i spune, este vina cutare, sunt frații cutare. În timpul de problemă, imaginați-vă
o biserică de oameni care reacționează corect. Moise a primit un răspuns și răspunsul a fost: ia toiagul și lovește piatra aceea din Horeb. Moise a ascultat și a făcut ceea ce părea să fie absurd, un ridicol, să iei toiagul și să lovești o piatră. În momentele de criză, când noi venim înaintea Domnului în rugăciune, Domnul o să ne reveleze soluția la problema noastră. Dar la soluția care ne-o dă Domnul, de cele mai multe ori, va necesita un act de credință din partea noastră. Moise a trebuit să meargă și să lovească cu o bâtă o piatră. Noi am spune, it's the most ridiculous thing in the world. Naaman a avut o problemă, leprosul, nu? Și soluția Domnului a fost, i-a cerut un act de credință, să scalde de 7 ori. Și a fost ofensat de lucrul acesta. Dacă se scălda doar de 6 ori, vă spun că tot lepros rămânea. Dar atunci când Domnul vine și ne revelează și ne cere un act de credință, minunea lui Dumnezeu va înflori în viața noastră în momentul care noi acționăm după felul care Domnul ne va cere. Poporul acesta al Domnului, care a văzut minunile Domnului de atâtea ori, îi găsim aici că ziceau, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? În alte cuvinte, dacă Domnul este în mijlocul nostru, noi nu ar trebui să mai avem nicio problemă, niciun necaz. Sau dacă avem probleme, Domnul nu e aici. Dacă mai sunt probleme în familia mea, Domnul nu e în familia mea. Dacă mai sunt probleme în biserica Emanuel, Domnul nu este aici. Nu e adevărat. Poporul acesta lui Israel nu avea o relație cu Domnul. Știți, la momentele de glorie, atunci când Domnul a făcut minune, au știut să danseze, să joace, la momentele de criză au început să judece, să murmure și să acuze pe alții. Și reacția noastră în criză spune foarte mult despre noi, cât de spiritual suntem. Reacția lor din pustiu a dovedit că erau firești, egoiști și fără credință. Reacția noastră în încercare dovedește spiritualitatea noastră. Nu suntem mai spirituali sau mai puțin spirituali decât reacția noastră în crizele și în necazurile cele mai grele. Aș vrea să faceți un exercițiu de imagine cu mine. Imaginați-vă un popor de 3 milioane de oameni ajuns la Horeb, se uită de jur împrejur, pustiu, nicio sursă de apă nicăieri. Și în acele momente, în loc să murmure, imaginați-vă o adunare de 3 milioane de oameni care se pun cu fața la pământ și spun Domnului, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Dacă vrei ca noi să murim aici, murim aici, numele Tău să fie glorificat. Doamne, noi avem nevoie de apă pentru noi, pentru copiii noștri și pentru turmele noastre. Și toți să se proștearnă cu fața la pământ. Imaginați-vă cât de mult l-ar fi onorat pe Dumnezeu lucrul acesta. Imaginați-vă răspunsul Domnului în acele momente. Imaginați-vă cum ar fi țâșnit râurile de apă din stânca Horebului, fără ca Moise să facă ceva. Imaginați-vă cât de mult îl onorează pe Domnul atunci când vine criza, necazul, strâmtorarea în familia noastră și noi nu luăm telefonul, nu dăm vina pe nimeni, ne adunăm ca și familie și ne proșternem cu fața la pământ și spunem Domnului, Doamne, noi ne-am adus viața pe altar ca o jertfă vie, sfântă înaintea Ta. Dacă vrei aici să murim, dacă vrei să trecem prin necazul acesta, numele Tău să fie binecuvântat, dar noi, Doamne, ochii noștri sunt îndreptați spre Tine, proslăvește-Ți numele. Imaginați-vă cât de mult l-ar onora lucrul acesta pe Domnul și imaginați-vă minunile lui Dumnezeu în familia dumneavoastră. Imaginați-vă Biserica Emanuel, toți să ne adunăm împreună, să ne uităm la
ceea ce este în jurul nostru, ceea ce se întâmplă în comunitatea română, ceea ce se întâmplă în societate, ceea ce se întâmplă cu fiii risipitori, ceea care sunt prinși în patim, în păcate. Și în loc să spunem, este vina lui cutare, liderului cutare, în momente de acestea să venim cu toții împreună, să ne adunăm la rugăciune și să spunem, Doamne, răspunsul este la Tine, aici suntem înaintea Ta. Imaginați-vă cât de mult l-ar onora pe Dumnezeu lucrul acesta. Și apoi imaginați-vă răspunsul lui Dumnezeu prin minuni în viața noastră. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, cum vrem să reacționăm? Ca și Moise? Sau ca poporul? În al patrulea rând, Dumnezeu are resursele necesare pentru biruința ta. Dumnezeu are toate resursele, inclusiv la ceea care ai tu nevoie, la situația ta, la problema ta. Credeți că Dumnezeu nu știa că nu este apă vizibilă la Refidim? Normal că știa, El i-a condus acolo. Dar Dumnezeu știa că El are resurse ascunse la Refidim. Poporul lui Israel trebuiau să perceapă acest lucru prin credință. Pentru că l-au văzut la lucru de atâtea ori. Horeb înseamnă dryness, desolation, uscăciune. Și vreau să spun în această dimineață că Dumnezeu are provizii ascunse care nu pot fi văzute decât prin credință la problema cu care te confrunți tu, în familia ta și cu care ne confruntăm noi, la Biserica Emanuel. Sursa pentru problemele noastre este Hristos. El este stânca. În situația în care te afli, Domnul vrea să ți se reveleze ție. Să guști tu din El, să vezi tu minunile Lui, să bei din El. În al cincilea rând, ce testimoniu lași tu când treci pe la Refidim? Ce testimoniu las eu? Refidim trebuia să fie un loc de revelație, de părtășie, de împrospătare. Dar a fost un loc de necredință pentru Israel. Și-au dovedit necredincioșia. În loc să fie un loc care să-L onoreze pe Dumnezeu, a fost un loc de luptă, de ispită și de ceartă. În loc să lase testimoniu acolo, în prospătarea lui Dumnezeu, în prospătare, au lăsat Masa și Meriba, ispită și ceartă. Acesta a fost testimoniul lor. Fraților, absolut fiecare din noi lăsăm un testimoniu. Și vă întreb, ce testimoniu lăsați dumneavoastră în familia dumneavoastră? Ce testimoniu lăsăm la Emanuel? Pentru că reacția noastră, trăirea noastră, slujirea noastră, toate lasă un testimoniu care rămâne pentru eternitate. Și odată ce îl lăsăm, nu mai poate să fie schimbat. Ce testimoniu lăsăm la școală, la jobul nostru, în societate unde suntem? Lăsăm în prospătare, Refidim, un Betel, casa lui Dumnezeu, sau Masa și Meriba, ispită și ceartă. Ceea ce pare a fi o uscăciune, un imposibil, este un loc de testare. Și avem două opțiuni, opțiunea lui Moise, să ne smerim, să ne rugăm, sau să cârtim și să fim firești. Tragedia din acest text, de la Refidim, a fost că poporul Domnului nu a avut încredere în Domnul. Și aceasta este tragedia creștinului modern, în mare parte. Nu are încredere în Domnul. Reacțiile noastre dovedesc și ne spun cât de mare este credincioșia noastră. Și cuvântul Domnului spune, și fără credință este... Cu neputință este imposibil să fim plăcuți Lui.
Și Domnul vrea ca noi să ne uităm la textul acesta din Exod și să învățăm o morală, să tragem o concluzie. Spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 3, cu versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Și apoi spune nouă, credincioșilor, luați seama, dar fraților, ca nici unul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Vă îndemn în această dimineață să nu lăsăm ca imaginea la problema din viața noastră să ne fure de realitatea spirituală, de Dumnezeul care îl avem noi. Dumnezeu se folosește de încercări ca să ne testeze. Dumnezeu se folosește de încercări ca să ne întărească credința. Dumnezeu se folosește de încercări să ne strânească apetitul pentru El. Dumnezeu se folosește de încercări ca să ne învrednicească pentru binecuvântările care urmează. Dumnezeu se folosește de încercări ca să lăsăm un testimoniu pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu se folosește de încercări să-și proslăvească numele. Dumnezeu se folosește de încercări să ni se reveleze nouă personal, în familia noastră, în viața noastră. Dumnezeu se folosește de încercări să ne dovedească că ne iubește. Ne întrebăm de ce totuși trebuie să trecem prin astfel de încercări. Exodul, capitolul 19, cu versetul 4. Spune, ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici, la mine. Știți ce a făcut Domnul în Egipt? În pustiul acesta. I-a adus la locul acela să se uite de jur împrejur, să vadă nicio soluție, ca în acel moment să realizeze că Domnul i-a adus la el. Spune că v-am adus aici la mine. Dar unde ne aduce Domnul la el? În pustiu de multe ori. Prin încercare. Domnul a vrut pe oamenii aceștia să-i aducă la el. Să-i aducă la locul acela unde ei să realizeze că binecuvântarea lor, sursa împlinirii lor, nu este într-o țară, nu este în binecuvântările pământești, ci este în faptul că ei îl au pe Dumnezeu. Domnul ne duce în anumite circumstanțe în viața noastră să ajungem la concluzia I have God and that's all I need. Dacă l-am pe Dumnezeu, am absolut tot. Poporul acesta a cârtit over and over and over and over again. Și omul lui Dumnezeu, Moise, vine înaintea Domnului și spune, Doamne, iartă-te, rog, fără de legea poporului tău. Numeri, capitolul 14, cu versetul 19. Și se roagă Moise, iartă, Doamne, dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum a iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Și Domnul a zis, iert cum ai cerut, dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustiu și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat de glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le voi da și anume, toți cei ce m-au nesocotit n-o vor vedea. Și ce a spus Domnul aici? Păcatul acesta al cârtirii. Dacă ne cerem iertare de la Domnul, Domnul ne iartă. Și a iertat Domnul pe poporul Israel. Dar a spus, are consecințe. Domnul avea o țară promisă pentru ei, o binecuvântare, case care nu le-au zidit, livezi, pomi fructiferi care nu i-au sădit. Și a spus, nu o să-i vedeți niciodată, nu v-ați calificat pentru binecuvântare. Știți care este tragedia?
ca Domnul să aibă binecuvântări pământești pentru noi. O chemare care noi nu o merităm. Și Domnul, în drumul spre chemarea aceasta, spre Canaanul nostru, ne trece prin testele din pustiu. Și acolo noi trebuie să trecem testul. Să trecem testul încercărilor ca să ne calificăm pentru binecuvântările care le are aici pe pământ. Știți care este tragedia? Mulți credincioși nu ajung niciodată în chemarea care o are Domnul pentru ei. De ce? De fiecare dată când trec prin încercare, se ceartă cu oamenii, murmură și ispitesc pe Dumnezeu. Și spune că de 10 ori au făcut lucrul acesta. Fraților, ne lasă Domnul să greșim de câteva ori. Dar are o limită. Spune, am să te mântuiesc, ai să ajungi în cer, pentru că crezi în jertfa Fiului meu de la cruce. Dar, dacă tu nu înveți testul, să treci testul, nu o să intri niciodată în promisiunile și în planul care l-am pentru tine aici pe pământ. Nu ar fi aceasta o tragedie? Cine pierde? Noi pierdem. Eu cred că Domnul, într-o zi ca aceasta, fraților, ne cheamă pe toți să nu ne mai uităm la oameni și la problemele cu care ne confruntăm, să ne ridicăm ochii în sus și să spunem, Doamne, Tu m-ai adus în pustiul acesta, dar m-ai adus la Tine. Aici sunt, Doamne. Ai milă de mine, Doamne. Sunt robul Tău, sunt roaba Ta. Fă cu mine cum dorești. Îmi aduc viața și mi-o pun pe altar. Și Domnul spune, Te-ai calificat pentru binecuvântarea care o am pentru Tine. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și să venim într-o astfel de rugăciune înaintea Domnului. Să cerem Domnului să ne ierte pentru falimentul nostru din pustiu. Să-i cerem putere ca să trecem testul, ca să intrăm în posesia binecuvântărilor care le are pentru noi, pentru familiile noastre și pentru Biserica Emanuel. Așa cum stăm, să ne rugăm.